Hello, hello! Bine v-am regăsit, dragele mele balanțe! Aceasta va fi citirea voastră de tarot pentru luna august. Pentru toți cei care aveți zodia balanță, ascendentul sau luna natală în semnul zodiacal al balanței. Hai să vedem, dragele mele balanțe, energia voastră generală pentru luna august. Începem cu Mercur. August va fi pentru voi o lună plină de comunicare. Foarte multă energie mentală aici, foarte multe lucruri de făcut, de aranjat, de pus în ordine. Continuăm cu energia de opoziție și de confruntare. Mare atenție, dragile mele balanțe, pentru că nu o să vă fie ușor să obțineți ceea ce vă doriți. Va trebui să aveți argumentele foarte bine aranjate, să știți exact ce mesaj vreți să transmiteți, să vă cunoașteți foarte bine interlocutorii sau persoanele care sunteți în negocieri în luna august, pentru că nu o să fie o lună ușoară. Dar finalizăm aici cu energia plutoniană pentru acele balanțe care își fac temele de acasă. Pentru balanțele care se pregătesc din timp, da? Pentru balanțele care nu își subestimează opoziția, pentru acele balanțe luna august vine și cu foarte, foarte mare succes. Un succes mai mare decât vă puteți imagina la momentul actual. Văd de asemenea, pentru o mică parte de balanțe, special pentru balanțele trecute de 50 de ani, că luna august poate fi un moment în care să vă dați seama exact cum puteți rezolva o problemă de sănătate, o problemă care v-ați confruntat. Era acolo un grad foarte mare de neclaritate, nu erați nici voi sigure pe voi, ce se întâmplă, e ok, nu e ok, dar erau acolo niște mici probleme care vă deranjau. Ei, în luna august, dacă mergeți la medic, dacă faceți analize, dacă sunteți deschiși către acest proces, o să găsiți tratamentul ideal pentru voi și o să vă dați seama că, de fapt, nu e o problemă chiar atât de majoră. Bineînțeles, dacă e tratată din timp. Cu cât lăsați să treacă mai mult timp, cu atât, na, lucrurile riscă să scape de sub control. Hai să vedem acum, dragile mele balanțe, mesaje suplimentare de la cărțile de tarot pentru voi, să vedem ce putem scoate aici pentru balanțe. Din start au ieșit două cărți pentru voi. A ieșit treiul de săbii și regina de monede. Ok, văd aici o foarte mare posibilitate ca pe partea de dragoste, o parte dintre voi să sufere foarte mult, să fiți dezamăgiți de ce se întâmplă în acest sector al vieții voastre. În schimb, pe partea cealaltă, pe partea de carieră, pe partea de bani, pe partea financiară și materială a vieții voastre, lucrurile stau foarte, foarte bine. Așa că încercați oarecum să vă canalizați toată atenția în zona asta, de unde puteți să aveți succes, de unde puteți să aveți parte de lucruri pozitive în luna august. În egală măsură, cu acel 3 de săbii, este foarte clar că durerea asta sau dezamăgirea aceasta e o etapă prin care trebuie să treceți ca să puteți să ieșiți de partea cealaltă la momentul potrivit și să vă bucurați de tot ce are mai bun universul să vă ofere. Așa că acceptați fiecare etapă, pentru că este o etapă necesară. Trebuie să trecem și prin dezamăgiri și prin bucurii, da? Viața ne oferă din toate câte puțin. Următoarea carte care a ieșit pentru voi aici este Arcana Majoră Steaua. Atenție, dragile mele balanțe, fiindcă vărsătorii din viața voastră sunt oameni foarte importanți pentru voi în luna august. Vărsătorii sunt cei care vă scot din îngurcătură. Vărsătorii sunt cei care vă ajută să ajungeți din nou pe linia de plutire. Vărsătorii sunt cei care vin cu idei bune. Vărsătorii sunt cei care vă fac pe de o parte să vedeți problemele din planul vostru, da? Mai ales aici vorbim pe sectorul acesta al carierei, să spunem, da? Hai să luăm doar partea asta profesională în primă instanță, ca exemplu pentru voi. Vărsătorii sunt cei care, într-un mod foarte rece, foarte calculat, foarte analitic, vă vor evidenția exact care sunt punctele slabe în strategia voastră de dezvoltare în carieră. Acum, este decizia voastră, clar, 100%, dacă luați acest feedback, da? Dacă luați aceste informații ca atare și faceți ceva ca să vă îmbunătățiți planul, atunci, într-adevăr, o să beneficiați la maxim de acest potențial plutonian,
Da? Și 20 de ani de aici încolo o să vă meargă foarte bine pe sectorul carierei. Dacă, în schimb, alegeți să luați aceste observații ale unui vărsător, care vine cu foarte mare franchețe să vă spun anumite lucruri, dacă le luați personal, dacă le luați ca un atac la persoană și vă încrâncenați mai tare în poziția voastră, în părerea voastră, în opinia voastră, nu o să vă meargă bine. Nu o să vă meargă bine. Ultima carte care a ieșit aici pentru voi este Arcana Majoră Temperanța. De asemenea, și săgetătorii sunt oameni puternici, oameni influenți, oameni care vă ajută în luna august să treceți mai ușor peste zona aceasta de opoziție, de tensiune. Da, vărsătorii și săgetătorii vă pot ajuta să ieșiți din impas. Vă pot ajuta să vedeți punctele slabe în planul vostru, în modul vostru de gândire, în ceea ce vă doriți să faceți, să spuneți, să obțineți în următoarea perioadă. Ascultați acești oameni, nu vă atacați, ci luați sfaturile și observațiile pe care vi le dau ca atare și pe urmă faceți ceva ca să vă îmbunătățiți planul. Da? La baza pachetului avem doiul de bâte. Clar, luna august pentru voi reprezintă un moment de răscruce. Vă aflați la răscruce, roata norocului vă surâde, se învârte, norocul va fi de partea voastră în deciziile pe care le veți lua în viitor. Mai ales pe partea financiară avem acest paș de monede. Încă sunteți la început, încă mai aveți multe de învățat și multe de îmbunătățit, dar chiar dacă se întâmplă ceva în luna august și aveți parte de un eșec, ceva nu iese, că e în dragoste, că e în profesie, nu contează. Atunci când lucrurile nu ies așa cum vă doriți, rețineți că aici apare și Arcana Majoră Judecata, vi se va da o a doua șansă. Când vi se va da o a doua șansă, cu acest 4 de cupe, când vă așteptați mai puțin, când sunteți efectiv cu capsa pusă și nu mai aveți chef de nimic, atunci 8-ul de monede o să fiți încercați și Universul o să vă întrebe ce ați învățat din aceste lucruri. Și de-abia atunci, după ce învățați lecția trădării și a durerii și a tuturor acestor lucruri apăsătoare, a dezamăgirii, de-abia în momentul acela o să vă dea Universul pe tavă acea poveste de dragoste pe care acum nici nu mai puteți să vă imaginați, pentru că de-abia în acel moment, după ce înțelegeți, da? După ce și înțelegeți mental toate aceste concepte foarte triste și foarte grele și foarte apăsătoare pe care eu vi le exprim acum, de-abia în momentul acela o să fiți pregătiți ca atunci când acea dragoste adevărată, frumoasă, pură, ideală apare în viața voastră să o onorați și să o primiți cu recunoștință și să îi dați valoarea necesară și atenția necesară. Da? De-abia după ce învățați niște lecții grele, sunteți pregătiți să primiți tot ce are mai frumos Universul să vă dea. Acum, cât de repede veți trece prin acest proces de învățare, depinde de voi și depinde de cât de bine ascultați sfatul acestor oameni din viața voastră, da? Vărsătorii și săgetătorii din viața voastră, care vă pot ajuta cu foarte mare rapiditate să treceți prin aceste etape și să ajungeți la finalul vostru fericit. Dar dacă, precum această carte de opoziție, vă încrâncenați în părerea voastră, în opinia voastră, în modul vostru de abordare, în modul vostru de gândire și de comunicare, atunci, da, lucrurile se vor îngreuna și e posibil ca situația aceasta să se prelungească până undeva în noiembrie. Dar depinde de voi, dragii mei, cât de deschiși sunteți. Totul e în mâinile voastre, da? Finalul lunii are un potențial foarte mare de fericire, de împlinire în toate planurile existenței voastre, dar depinde și de voi să lucrați împreună cu energiile momentului ca să profitați de acest potențial. Da, dragile mele balanțe? Eu vă doresc tot binele din lume, vă doresc foarte, foarte mult succes aici. Nu uitați să vă abonați canalul meu de YouTube, să dați un like acestui video și să-mi lăsați în secțiunea de comentarii dacă aveți ceva întrebări. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, vă aștept și în filmările următoare. Pa, pa!